Pentru drumurile județene Vasluiene se anunță ample lucrări de investiții care vizează modernizarea lor, asfaltarea, realizarea de șanțuri dalate și, nu în ultimul rând, construcție de poduri. Constantin Pricope, directorul general al Societății Comerciale Lucrări Drumuri și Poduri Vaslui, susține că bugetul acordat pe anul 2021 unității pe care o conduce îi oferă posibilitatea să realizeze o serie de proiecte benefice pentru locuitorii județului Vaslui. Despre ce este vorba, aflăm în cele ce urmează. La momentul în care discutăm, avem bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. Referitor la activitatea noastră din această perioadă, în primul rând, noi am avut discuții și avem o prioritizare a lucrărilor pentru intervenția pe drumul județenii, discuția fiind făcută cu colegii de la Direcția Tehnică și conducerea județului. În perioada imediat următoare, fiind vorba, suntem deja în luna mai aproape, dacă pot să spun așa, o să intervenim pentru partea de reparație la îmbrăcăminți asfaltice. Totodată avem câteva tronsoane de drumuri din pământ care trebuie neapărat intervenite, să le transformăm măcar la stadiul de piatră. Și mai sunt câteva lucrări care trebuie terminate, cele de anul trecut, a fost început anul trecut, și care trebuie să le terminăm, suntem în curs de finalizare. Mă refer la podul de la Doagele, de la Dragomirești, avem început o lucrare la Pogana, pe 243-a, iar având bugetul, în următoarea perioadă o să ne canalizăm activitatea pe mai multe segmente de drumuri pietruite din pământ și întreținere de îmbrăcăminți asfaltice. Priorități sunt foarte multe, dar din discuția care am avut-o colegii mei și colegii de la Direcția Tehnică, sunt câteva tronsoane care necesită o intervenție imediată. Bineînțeles, drumul de la Rebricea, care este foarte circulat, deși 248, necesită intervenție rapidă, pe parte din îmbrăcăminți asfaltice, mă refer. Din drumul național 15D, vreo 300 de metri până în prima curbă, cum mergem spre Rateșul Cuzei. Practic, sunt câteva tronsoane de drum care au cedat și trebuie să făcute lucrări de înlocuire a terasamentului, a fundației drumului și înlocuirea îmbrăcăminții asfaltice. Tot din urgență ar fi pe tronsonul din drumul național spre Lipovăț, unde acum, când discutăm, sunt foarte multe gropi, și astea le-aș menționa prima dată. Ar mai fi, dacă ați apucat să mergeți partea de la Roșiești, mai exact groapa de gunoi, în zona groapa de gunoi, gara Roșiești-Roșiești, acestea fiind niște tronsoane care ar trebui în perioada imediat următoare să intervenim și să le aducem la o stare cât mai viabilă. Anul trecut, după ce am terminat lucrările pentru covor asfaltic în Comuna Bogdănești, am început și lucrările pentru scurgerea apelor, referitor la șanțuri și totodată și podețe pentru scurgere și camere de liniștire. Am început anul trecut, mare parte din lucrări, mă refer cele din imediat necesare, le-am făcut, anul acesta o să continuăm. La Gârceni am reușit anul trecut să recepționăm lucrarea de covor bituminos pentru porțiunea dintre Pungești și Gârceni, iar apoi pentru a apăra asfaltul de acolo, am început și lucrările de dalare, practic niște șanțuri dalate. Iar mare parte, 70% din șanțuri le-am realizat, urmând să terminăm și cu podețele în perioada imediat următoare. Practic, după Sfintele Sărbători, o să avem foarte mult de treabă și o să avem mult mai multe puncte de lucru deschise, pentru că și vremea permite. După cum vedeți, atât în luna martie, chiar și o bună parte din aprilie, timpul a fost cam friguros. Pentru cei iubitori de statistici, să spunem că în acest moment se desfășoară lucrări de modernizare a drumurilor județene din zona Negrești, Bârlad, Huș și Vaslui. Mai exact, se reabilitează drumurile județene Pungești-Slobozia, Todirești cu limita județului Iași, drumul județean ce traversează Comuna Bogdănești și multe, multe altele.